S-a dat în exploatare recent stația de epurare a apelor și canalizarea. Dumneavoastră folosiți serviciul acesta? Încă nu. Avem de gând, în primul rând, avem de gând, da. Dar mie, la mine, din jos, din drum, e mai înalt ca de o gradă. Eu trebuie să mă folosesc cu lucrurile astea, ca eu trebuie să cumpăr tăcele. Eu trebuie să cumpăr truba, trebuie să întrag. Trebuie și cineva să mă ajute, să săpse. Încă n-am plătit și trebuie, da? Până când n-ați să fie aici, nu facem, da? Cât a fost contribuția dumneavoastră? A fost a trei, până când și-a fost la mai departe. Nu, eu mă conectez. Eu mă conectez, nu e o problemă. Eu, cât a fi de plătit, atâta plătesc, dar numai că eu trebuie să mă unesc tare, nu știu în care parte eu. Ori partea din jos, ori partea din sus. Lumea din sat spune că s-a deschis, lucrează bine, dar noi, cu părere de rău, încă nu suntem conectați, fiindcă au fost fricurile și nu am achitat canalizarea, am achitat tot lucru. Mi-a rămas numai din drum până la în ogradă. Dar nu mă greșesc, 4500. Sunt vreo câțiva ani. În urmă. Da, așa în rate am plătit de data 2000, pe urmă încă 1000 și pe urmă încă 1500, da, așa. Este un beneficiu fiindcă canalizarea chiar și la sat avem nevoie, fiindcă acum sunt condiții în casă, avem o bucătărie, nu spălat mâinile acolo, vasele, apa și ea trebuie undeva să ducă, da, mașina de spălat este. Dar care aud că e foarte bine, că nu trebuie cu căldarea să scoți afară, să duci, să arunci, și unde să duci și apa asta, tot acolo, spre lucrează, să faci ceva, dar așa noi facem poate o groapă, oricum, să spunem în grădină și o aruncam acolo și tot nu e bun pentru pământ, că sunt soluții diferite de praf de spălat și toate care le folosim noi și o trăbim tot natura noastră și pământul nostru. Încă nu zic că am văzut toți banii și încă nu aștept să vedem cum o să fie. Pentru o canalizare din sat e bun. E bine pentru sat. Pentru șapă, cu transport, e bine, că e bun. E ca să ai urmea și-o plăti și apă aștepți. Dacă îți parentezi mai mulți medicini, dacă îți parentezi mai puțini mașini, nu? Depinde de tot, cred că de tot în volum. Da, acum mai bine, nu mai bine. Prin ce e mai bine? Mai bine, ai unde da drumul la apă, să ducă, dar așa, și avem o fântână, niște borlane de astea în grădină. Și vedem numai de la mașini care spălare. Dar nu, o să iei pământul. Dar încă nu s-a umplut niciodată, dar am lăsat printre dânsă deja loc și să iei pământ și am urmat acum mai ecologic, mai... Și tu n-ai canalizat? Nu, eu ne-am tras, dar am ne-am tras. Eu n-am avut înainte. Că n-am avut bai, eu n-am avut nimic. N-am avut nimic. Da, eu nu am luat mașina care spălat atunci, mă. Am fost bolani. Mașina de spălat am fost. Bătrâne și nu avea ei cistere. Eu am achitat pirate. Adică nu tot așa m-am deodată, dar pirate. Câte o lecție? Că totodată n-avem nici leaca, nu le permite. Dar cât am plătit noi? 4.500. 4.500. Da. 4.500 am plătit așa de fiecare membru a satului și nu văd. Eu nu m-am numit, eu nu am, că cum doamna au avut burlanii astea, făcute aparte, ea, că eu baia o am amut, de când m-am conectat și mașina de spălat. Mă chemam mașina, ne amintesc. Dar nu mai era așa de spune, chiar și Vitalul Vasiliuc spune că el toată vremea chema mașina și mă tin că de vie, mă tin că până la 1000 de lei, 7-800 de lei. Așa e așa. 7-800 de lei. Iar că eu l-am întrebat. De ce uși... Da. Dar cât de des trebuia să dați bani? O dată, două ori pe an, el știu că spune că curățe. Nu s-am caldă sau... Vitalul. Deci aveți... Tot responsabil. Condițiile sunt bune. Că n-am fost greu, a fost greu. Să
să zic că asta e stația de pompare numărul 2. Vreau să zic, se folosește în jurul, la moment, în jurul la 30 ceva de gospodării, care urmează, ceilalți urmează să se conecteze în primăvară. Apele reziduale se pompează și se duce la stația de epurare, da. Uh-huh. Și bine, duci acolo și de văzut că de acolo vă spun că... Și după stația de epurare, unde se aruncă apele curățate? Cum e acolo? Apa e limpede și adică se folosește numai pentru irigație. Cine folosește apa asta la irigare? Practic, așa se prevede pe proiect. O să folosească care să aibă nevoie. Dar e undeva se adună? Se adună undeva apa? Duce la părău, la părău. A. Nu aveți un iaz special? Nu, special pentru apă nu. Uh-huh. Permite toate normele, dacă apa se face analiză și permite toate normele, să duce chiar în iaz.